Salut și v-am găsit la un nou video pe acest canal. Eu sunt Unreal White. Și m-am găsit la un nou episod din EAFC 24, însă în Ultimate Team. În episodul de azi, cum ați văzut și în titlu și în thumbnail, o să deschidem 69 sau aproximativ, eu zic că am făcut undeva la 69 de player pick-uri, 80 plus player rare, și sunt foarte enorm de curios ce pică, pentru că am stat foarte mult să le fac și mă dor mâinile, mă dor deștele de când fac pick-urile astea. Aceasta este echipa mea, am schimbat-o puțin, am reușit să evoluez acolo pe Asignom în dreapta, right back-ul, și l-am făcut și Cannavaro, un jucător destul de ok, interesant, aș putea spune. Am jucat 9 meciuri cu el, momentan am jucat niște frame-uri pentru un obiectiv și mi se pare chiar că își face treaba. Mi se pare un pic ciudat însă body type-ul lui, adică e mic, înțelegeți, e mic de statură, însă e foarte mult pe defensivă, jumping-ul foarte mare din cauza că am pus un anchor, însă nu este foarte rapid, asta mă cam deranjează, însă agilitatea compensează, aș putea să spun. Împreună cu playstyle-urile care sunt foarte bune, însă aș fi preferat în loc de aer acrobatic, ar fi preferat un anticipate sau un intercept, ar fi fost mult mai ok, însă și aerial este foarte bun, aerial plus chiar este un foarte mare plus, slide tackle și block aici ar fi fost destul de interesant, un block plus. Părerea mea, se merită să-l faci, este foarte ieftin, foarte bun în caz că nu ai în locul pe poziția de fundaș și în caz că n-ai. L-am scos momentan pe Van Dijk pentru că este old, dar este destul de bun acolo în caz că până la urmă nu o să-mi placă Cannavaro. Asta este, l-am făcut degeaba, dar l-avem aici pe Van Dijk. Momentan se descurcă destul de bine împreună cu aici cu Maldini. E bine, doar uitați-vă și voi câte sunt. Am aici câteva pagini, cred că au fost 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pagini de picuri. Sunt foarte, foarte, foarte multe și abia aștept să le deschid. Aici scrie 50, însă sunt 69, pentru că nu te lasă să ai mai mult de 50, doar că practic am făcut în plus, deci când o să trecem peste 50 o să-mi apară și restul, dar atunci o să fie destul de șmecher. Nu uitați însă, înainte să începem, nu uitați să apăsați acolo butonul like, pentru că mă ajută foarte mult să înțeleg că vă place și să vă abonați pentru a vedea acolo o evoluție al canalului, dar și să activați clopoțelul pentru a primi și voi notificări pentru a fi la curent cu tot ce postez eu nou. Haideți să începem, o să începem felul următor. Primul, al treilea, al cincilea și așa, din două în două să mergem. Haideți să vedem, începem cu primul și poate ne dă cea bună. Vrem minim un 89 pentru că nu am așteptări foarte mari să vă zic, doar că sunt multe. Haideți să vedem. Dăm primul și picul 83, o să alegem pe Rodriguez aici. Mai departe, următorul, haideți să vedem și pică, pică 88, foarte bine, pop. Da, o să luăm, de ce nu? Mai departe, haideți să vedem. Pică o fată de 83, mai departe. Acerbi 83, mai departe, haideți să vedem. Pică, ok, un primul jucător de 80, însă o să luăm pe Ache de 81. 82, Otamendi, mai departe. 85, Trippier, ok, foarte bine. Am greșit acolo, dar nu e problemă. Brozovic de 83. 83, Nacho, ok, destul de bine. Mai departe, haideți să vedem. Haller de 83. Hai să vedem, poate cine știe un Future Stars, n-a, avem noroc. Dar chiar cred că este posibil totuși să ne pice un Future Stars, zic eu, nu? 82. Hai să vedem. Un 84, Thiago, destul de bine. Avem aici încă unul de 82. Hai să vedem. Și un încă un 82. Ăsta este cel mai prost. Toți 80. Am înțeles, o să nu clar pe ăsta. Hai să vedem. Jimenez salvează. Ok, Di Maria. Mai departe, îl avem pe Dia. Hai să vedem mai departe aici. Îl avem pe, ok, Marcos Llorente de 84. Hai să vedem mai departe. Și Wilson de 82. Mai departe, hai să vedem. Și Müller, ok, de 84, foarte bine. Ok, nu știu cum se pronunță, dar 84. Mai departe, un 85 Stones, se pare că au început să ne dea destul de bine. Și un 83, cred că mai avem o dată. Ok, Grimaldo. 83, destul de bine. Greenwood. Ok, fiți atenți ce o să facem. O să-i stocăm pe toți cei care avem și restul, mai avem 25, restul de picuri
O să revenim doar după ce dăm restart la joc. Ok, am revenit, să sperăm că s-a reînnoit acolo totul. Hai să vedem. Mai avem 44, s-a reînnoit 44 de picuri. Am deschis destul de multe. Mai avem și 3 duplicate aici. Pop, Molina, Shake. Însă pe ăștia o să-i băgăm la SBC. Mergem mai departe, hai să vedem ce ne pică. Ok, Orban de 83. 81. No, o să luăm pe Geau Mario. Ok, Dali. De Suplicitor nu am văzut nici măcar un Future Stars. Eu așteptam să vedem măcar un Future Stars, pentru că, na, este overall destul de mic, însă, na, se pare că raritatea sau șansa să-ți dea... Ok, tocmai ce vorbeam de raritate și de șansă, ne-a picat în inform, foarte bine. Informii sunt buni. Mai departe, poate, cine știe, ne pică și un Future Stars. Sau cine știe, un Icon. Deja zic prea multe. Hai să vedem în continuare. Cine știe ceva pe aici? Ok, un 82. Parcă ne ține așa, un 83-82. Nu plecăm de aici. Ok, sună Popolitano. Ok, mai departe, Horta. Jucător destul de bun al portughezilor. Mai departe, Gakpo. Hai să luăm pe Gakpo. Când mă gândesc câți fodder o să am, adică clar ăsta e full fodder. Ah, trebuie să iau pe aia. Asta este. Este full fodder, adică, pe bune, unde o să-i folosești pe acești jucători? Decât în SBC. Ok, Rudiger, foarte bine. Hai să ne mai departe și un Botman. Aici avem un Grealish, deși l-am. Hai să vedem dacă l-am tradable, chiar nu mai știu. Ok, vedem la final. Mai departe, 2-84, o să luăm pe Luis Alberto, presupun. Hai să vedem mai departe, McAllister, o să luăm pe McAllister. Hai să vedem dacă Grealish este tradable. Ok, nu este tradable. Un Sule, aici salvează picul. Mai departe, hai să vedem, Grimaldo, Müller. Să-l ia pe Grimaldo. Mai departe, îl avem pe João Felix, Correa o să-l luăm noi. Hai să vedem, poate ne pică ceva și Gabriel, ok, destul de bine, 84. Hai să selectăm și pe acesta. Un 82. Și acum îi luăm din față până spatele tot, 83. Următorul este de 84, Dudek. Hai să vedem, un 84. Mai departe, deja ne-am obișnuit cu jucători de genul, luăm foarte mulți duplicate, 84, 83 și 82 ne plimbă între overall-urile acestea, dar nu sare, vedeți că nu sare, peste 84, 85, hai să zicem așa, nu sare. Mai departe și niciun Future Star Sule, opa, da, la mai avem, dar o să mai luăm o dată. Un 83 și Lotterbeck. Mai departe, un Brandt de 84, da, v-am spus, nu sare, deci 85 e cam maximul. Pop ne-a dat la început 88, în rest, da, în rest foarte, foarte slab. Ok, Madison de 84 și ultimul cred că este de 84. Ok, niște picuri destul de ok, hai să-i punem pe toți. Oh, mai avem, ok, mai avem câteva, hai să vedem. Bruno Guimarães, ok, am crezut că sunt ultimele, dar nu. Mai departe, l-avem pe Benacer. Hai să vedem următorul. Este Gnabry. Bă, începe să dea pe la final. 3.84. Și... și Gündoğan. Da, clar, o să luăm pe Rolfo. O să luăm pe Rolfo. Și ultimul, dar nu cel din urmă. Și Mancini. Mancini este ultimul jucător din aceste picuri minunate. Un opening de picuri foarte frumos cu niște jucători mari. Pop și Rolfo, însă restul 84-85 ne-au fentat mult. Acești jucători va trebui eu să-i bag în un SBC, însă voi reveni imediat cu un SBC destul de bun. E bine, am mai revenit cu niște picuri destul de interesante. Avem 2 85 plus, unul din 3 și unul din 3 85, nu știu cum se pronunță, dar în fin, oricum, Winter Wildcard și ceva, oricum, sunt foarte bun. Poate ne pică cine știe ceva, însă o să începem prima oară cu aceste două picuri. Haideți să vedem din primul pic ce ne pică și avem un bronz. Ok, este interesant. În al doilea, haideți să vedem ce avem. Nu mă aștept la cine știe ce chestii, însă avem un Lewandowski și un Ronaldo.
Avem un Ronaldo. Alo. Mi-e place mult Ronaldo, n-am de să mă mint. Plac oricum Messi și Ronaldo amândoi. Însă, mamă, chiar nu știu. Nu știu. Am pus așa direct, asta este. Jurați-mă în comentarii cât vreți, dar nu știu. Hai să vedem. Și acum Morgan, Zaharia și Morata nu sunt buni. Deci cam ar fi Morgan. Morgan arată să le bine 5 big foot, 4 skill moves, destul de mică. Dribbling, aolo, n-are balans deloc. Dar este destul de scundă, din 5-6, însă balansul ăla, ce frate, 69 balans, pe bune. Arată interesant, oricum e cam, cred că cea mai scumpă de aici. Haideți să vedem cât e totuși. Haideți să vedem cât este. Este undeva la 180, destul de ok, aș putea spune. E bine, mai avem și aici două pachete, haideți să le băgăm și pe astea rapid. Și, ok, avem un francez goalkeeper de la Lyon sau Lille, cum se pronunță, da, este un portar slab. Mai departe un small prime electrum player pack, hai să vedem. Și avem aici, ok, din Toga, cred că așa se pronunță țara aceea, este Tapsoba, sau cum îl cheamă? Cred că Tapsoba, da, Tapsoba de 81. Hai să vedem, chiar sunt curios din ce țară e. Ok, este din Burkina Faso, aparent. Da, e bine, cam ăsta a fost peak opening-ul, să zic așa. Destul de interesant, am avut acolo destul de multe picuri, am avut 69 de picuri, cred că 69, eu așa am calculat. Am avut și două picuri de 85 și un pic mai special cu Winterwalker și Fire și Ice, dar ne-a picat Morgan, destul de slăbut să fiu sincer, însă asta este. Nu uitați să apăsați butonul extra, să ținem acolo cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. Eu am fost Unreal Byte, v-am upat, pa, pa!